McDonald's face mai mulți bani din chirii decât din burgeri. Bă, ce ai, nu ești normal la cap. McDonald's face bani din vânzarea de burgeri, dar ce nu știu foarte mulți e că McDonald's deține 85% din imobilele pe care se află restaurante McDonald's, care sunt francizate și care plătesc chirie pentru McDonald's. Și dacă stai puțin să te gândești, în felul ăsta McDonald's de fapt deține terenuri în cele mai scumpe locuri din lumea asta, de la Times Square în New York până la Piața Unirii în București, cele mai bune locuri sunt locații McDonald's. Așadar, McDonald's e o companie de imobiliare, nu de burgeri. Lasă un comentariu dacă știai asta sau nu.